Mendoza, câinele grăsan. Un câine grăsan uitat. Așa mai vii de acasă. Grăsanule, ești cel mai grăsan câine. Nu mai există individ ca tine pe tot mapamondul. Salut, puștule costumat. Ești gata să mergem la bufetul câinelui mâncăcios și al băiatului de la grătarul mongol? Desigur, grăsanule, mi-am pus o ținută specială. Uite. Puștule, nu e asta ținută ta de zi cu zi? Cum adică? Nu contează. Hai să o luăm la picior. Înainte să ne ia piciorul pe noi. Puștule costumat, dragul meu. Regret, domnule, dar nepotul tău e acolo. Puștule costumat, dragul meu. Bună, bunicule costumat. Ne îndreptam spre grătarul mongol. Ai vrea să ne însoțești? E grozav. Ce bine îmi pare că nu faci nimic. Aș vrea să-ți spun niște povești despre viața mea. Povești? Nu din nou. Și bunica ta mi-a spus că nu se poate să avem o grădină fără mazăre. Dar mie nu-mi place mazărea. I-am spus că mazărea provoacă gaze. Cred că am fost destul de rațional. În cele din urmă am plantat mazăre în grădină. Iar apoi știi ce și-a dorit? Porumb, închipuiește-ți. Nu te supăra, bunicule costumat, dar eu sunt de părere că la grătar ar fi ceva mai amuzant. Băiete, nu te îngrijora, m-am gândit la toate. Ești tânăr, nu poți să fii atent la mine mult timp. De data asta bunicul ți-a adus o surpriză ca să-ți mituiască afecțiunea. Serios? Ți-am luat un câine, pentru că mi-amintesc că-ți doreai asta. Dar bunicule, am deja un câine, sau el mă are pe mine? Ăsta e câine după tine. Ăsta, da, e câine. Poți să-l păstrezi. Îți fac cinste cu el. Se numește Bret. De unde știi asta? Mi-a spus el. Da, și cum a făcut asta? A scris cu lăbuța pe pământ sau cum? Nu, l-am scris pe cartea asta de vizită. Desigur, mi-aș fi putut reda numele în 152 de limbi și dialecte. Măi, da, rămâi la dialectele tale deocamdată. Puștule costumat, putem vorbi între patru ochi? Nu sunt sigur că îmi place pămpălăul acel albastru. Sincer vorbind, e chiar urât. Dar nu vom putea merge la niciun bufetul câinelui mâncăcios și al băiatului lui. Nu s-a mai auzit să fie bufetul celor doi câini mâncăcioși. E vorba doar de un câine. Punct, semnul exclamării și virgulă. Grăsanule, îmi pare foarte rău pentru bătrâna fiară râioasă. Și cum rămâne cu potaia? Să-l păstrăm. Ei, ce tot pălăvrăgiți aici? Veniți la piciorul fotoliului meu ca să vă împărtășesc una din poveștile mele din tinerețea mea uitată și glorioasă. Grozav! Vă aștept chiar aici. Mai să fie. Avem nevoie de un plan ca să scăpăm de asta. O clipă. După mine, asta e o ocazie perfectă pentru o poză adevărată. Hehehehe.
spune șunche? Șunca! Pune-o acolo, se va developa mai repede. Aș face eu asta, dar nu am nici brațe, nici subțiori. Să vedem dacă e gata. Bine. Grozav, suntem la jumătatea drumului spre fericire. Era și timpul. Timpul. Asta îmi amintește de vremea când aveam ceas. Mă uitam la ceas mereu, mai ales când voiam să știu cât e ceasul. Mă uitam la ceas. Ce-mi lipsește ceasul. Bunicule, vezi că ai o pată pe ochelari, uite. Dați-mi voie să le-i curăț, domnule. Poftim. E mult mai bine așa. Vă văd la fel de bine ca pe o albină. Asta mi-amintește de vremea când o albină m-a înțepat. Am descoperit că sunt alergic. Știți cum? Am distrus un stup. Dacă o putem trage pe sfoară și pe potaia aia albastră, ne vom putea duce la grătar. Bună. Mi-am luat libertatea de a pregăti prânzul pentru toată lumea. Vom servi pizza și ce spuneți de înghețată cu ciocolată? Cum? Pizza și înghețată? Grăsanule, sunt preferatele mele. Wow! Poate nu e așa de rău să-l avem pe Brad printre noi. Poftim! Nu vă faceți probleme pentru vasele murdare. Nu sunt o problemă. Le-am rezolvat, vedeți? E atât de ușor. Nemaipomenit! Știi, credeam că avea să fie o mare pacoste pentru noi, dar acest Brad e plin de surprize plăcute. Da, mă întreb ce mai urmează acum. Exact, ce-ar fi să mai rămânem prin preajmă să vedem ce face? Vom lipsi de la bufetul câinelui mâncăcios și al băiatului lui. Nu te deranjează, nu-i așa, grăsanule? Să mă deranjeze? De ce? E în ordine, micuțule. Mergem altă dată. Să înfulecăm. Sper că nu te deranjează. Ți-am pregătit șuncă exact cum îți place, pe farfurie. Hai, rotofeiule, mănâncă, e nemaipomenit. Nu pot să stau să înghiț, sunt prea obosit. Instinctul îmi spune că e ceva în neregulă aici. Și totuși, e vorba de prânz. Instinctul îmi spune că e greșit să nu mănânc. Îmi vă face probleme de conștiință mai târziu. Hei, puștule costumat! Mai vreau șuncă! Wow! Uită-te la Brad, grăsanule! Are o gură uriașă, la fel ca a ta, dar servește ca un domn. Gura mea nu este de uriașă, nu-i așa? Nu cred că am gura atât de mare. Hei, e foarte amuzant. Grăsanul îmi spune că n-ar trebui să-mi folosesc deloc mâinile când mănânc. Hei, unde s-a dus grăsanul? Probabil nu e obișnuit cu mâncarea bună. Da, dar niciodată nu a lăsat șunca nemâncată. Nu-ți faci griji, apărătorule al dreptății. Să facem curat. Bravo! Wow!
Grăsanule! Da, puștule costumat? Uite ce dezastru! Da! O, serios, domnule Mendoza, nu e nevoie de un asemenea limbaj. L-ai jignit pe Brett. Totuși, ce te-a apucat? Câinele acela este un curcan. Curcan. Mă deranjează ceva la acest Brett, dar n-aș putea să arăt cu coadă ce anume. Doar o clipă, grăsanule. Lasă ciudățenile și paranoia la o parte acum. Mai bine vino și ajută-mă să construiesc bicicleta dreptății. Uite, i-am pus aripi ca să zbor. Desigur, puștule costumat. Permite-mi să strâng asta. Nu, grăsanule, încetează. Dați-mi voie să vă ajut puțin. Aripile astea am scăpat. Ar putea fi foarte complicate. Serios? Te pricepi la bicicleta dreptății? Desigur, să prind infractori e un hobby al meu. Glumești? Și eu am prins mulți infractori și eu am multe hobby-uri. Un luptător pentru dreptate ar putea nota așa. Wow! Îmi place să mănânc! Haide, s-o testăm pe câmpul infracțional. Brett, ești nemaipomenit. Oh, mai să fie! Pierd lupta, ce e cu mine? Nu mai sunt acel grăsan care eram acum câteva clipe? Sunt blocat într-un coșmar îngrozitor! Grozav, există ceva la care nu te pricepi? Wow! Hei, grăsanule, ia-l ca exemplu! Hei, nu poți să pui chestiile alea în coșul de gunoi! Ce e? O, grăsanule, Brett n-ar face așa ceva niciodată. Brett, doar atât aud. Ce individ ar da câinelui său numele de Brett? O, ești invidios și pe numele lui. Pentru prima dată în viața mea cineva mă provoacă la o luptă pe viață. Dacă Brett crede astăzi, că va scăpa pasta curată, îl așteaptă o mare surpriză. Nimeni nu-și bate joc în halul ăsta de grăsanul grăsanilor. Să ții minte asta. Pot să prind infractori și să salvez vieți ca și Brett în fiecare zi a săptămânii. Acum e șansa mea. Hei, priviți! Sunt albastru! Sunt un câine mare și albastru! Asta numești tu albastru? Vopseaua e aruncată la întâmplare. Ai reușit să-i murdărești și pelerina puștului costumat. Grăsanule! Nu e a mea! Pot dovedi! Vezi? Asta e! Exact aceeași lăbuță. Dar eu nu! Ești singurul câine vopsit de aici, din câte văd. Hai, micuțule, să lăsăm monstruozitatea asta vopsită în pace. Ce Dumnezeu e cu potaia aia? Parcă nu ar fi om! Aceasta a fost ziua în care mi-am pierdut creionul meu preferat. Nu era ca orice fel de creion, era unul ascuțit. Ce zi întunecată! Șterge zâmbetul de pe chip, puștiule, povestea mea e tristă. Copiii din ziua de azi, după cum spuneam... Ce se petrece cu mine?
Uitați-vă la mine! Priviți ce am devenit! I-am permis albăstritului să mă reducă la accesul necontrolat de a mânca! Nu voi suporta asta cu brațele încrucișate! Nu voi suporta asta pasiv! Să reformulez, îmi place să stau pasiv, dar nu voi suporta asta pasiv! Nici nu voi fi deloc activ! Acum mă pot bucura de o ucaleală pe o masă strâmbă! Ai destule insigne de merit, puștule emerit. Ca să-ți cunoști dușmanul, trebuie să-l adulmeci. Nu e totul așa cum pare. Cred că știu cum să dau la iveală această șarată. Oh, vai mie! Puștul costumat și-a pierdut toată încrederea în mine. Sunt doar o sticlă aruncată pe mare îngrijorării. Ultima mea datorie, ultima mea speranță de răscumpărare e această bicicletă. Trebuie să o păzesc cu prețul vieții, să nu o înfulec. Te rog, puștule costumat, vino cu mine ca să-ți demonstrez că acest bret nu este bun de nimic. Nu știu ce să zic, grăsanule, mie îmi sună iar a paranoia. Te rog, fă-o pentru mine, de dragul vremurilor. Oh, bine. Voi înfuleca bicicleta asta și voi da vina pe grăsan. Va fi sfârșitul grăsanului, de fapt sfârșitul lui. Ce bine că infractorii dau mereu glas faptelor lor rele. Bret, ești un câine rău. Hei! Să vă oprească careva pe finile acela mare și albastru! Hei, stai! Îi vom ajunge din urmă, grăsanule. Cine e, de fapt, această potaie albastră? O păpușă din șosetă. Am fost chinuit de o păpușă șosetă fugară? Dar de ce? De ce a făcut asta? E vina ta, grăsanule! Am încercat să-ți fac viața amară pentru că mi-ai furat iubita! Cum? Nici vorba! Nu-ți amintești? Nu-ți amintești o șosetuță cam atât de mare? Răzbunare? Un motiv destul de des întâlnit la șosete. Trebuie să mă aștept la așa ceva. Ajută-mă puțin, prietene. Desigur. Asta e? Nu! Laura! Bret! Iubita mea! Ce dor mi-a fost de tine! Omul de piele! Așa e, stângaciule, stângaciule, te-am căutat peste tot, mă bucur că te-am găsit. Omule de piele, vreau să ți-o prezint pe dragostea vieții mele, Laura, Laura, omul de piele. Încântat! Te deranjează că ești în picior? Sunt bine. Să plecăm acasă cu toții. Hei, Laura, arăți foarte bine, cum te umbli cu un pămpălău ca bret? Gata cu trâncăneala, dreptaciule, să ne bucurăm că fratele tău a revenit acasă!
Ei, v-au plăcut poveștile mele? Foarte mult. Categoric. Mă bucur. Unde a dispărut câinele albastru? Păi, probabil că nu ne vei crede, dar s-a dovedit a fi o păpușă șosetă deghizată. Care voia să se răzbune pe seama mea! Nu mai spune ce chestie! Același lucru ni s-a întâmplat mie și bunicii tale, să vă povestesc. Totul a început în urmă cu 48 de ani. De fapt, a început mult mai devreme. Grăsanule, mă bucur că ești cel mai bun prieten al meu. Nu mai este nimeni ca tine. Nu mai e! Ești unic! Ai spart tiparele, Grăsanule? Da, dar a fost un accident! Din fericire nu m-a văzut nimeni. Oh, Grăsanule! Te simți bine, puștule costumat? Crezi că e prea târziu să-l chem înapoi pe Brett?